Pentru mulți tineri, alegerea unei cariere poate fi dificilă. Odată ales un drum, consecvența înseamnă nu de puține ori succes. În Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, un loc cu o tradiție aparte, studenții simt că au pornit pe calea potrivită. S-au împlinit anul trecut 175 de ani de istorie a învățământului militar superior. În 1847, prin porunca domnească a lui Gheorghe Bibescu, s-a înființat, la București, prima școală militară de ofițeri. Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu îi continuă astăzi tradițiile militare. Cu un campus modern, adaptat procesului educațional și nevoilor cursanților, instituția este casa a peste 1000 de studenți, viitori ofițeri în arme și specialități militare. Academia Forțelor Terestre, de-a lungul existenței sale, a oferit țării lideri militari, lideri care au fost în măsură să răspundă cerințelor și nevoilor armatei române. Liderii armatei române au fost martori atât al războiului de independență, cât și a primului și al doilea război mondial. Conflagrații care au marcat omenirea, dar mai ales România. Suntem o universitate de educație și cercetare, evaluată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior cu grad de încredere ridicat. Toate programele de studii au suferit o transformare, atât prin trecerea de la 3 la 4 ani, dar și prin integrarea în cadrul acestora a nevoilor de instruire pentru viitorii lideri militari. Oferim atât studii pentru studenții noștri din România, dar și pentru studenții internaționali, prezenți în modulele de instruire și de pregătire militară, dar și în cadrul semestrului internațional. Sălile de clasă și laboratoarele moderne asigură un cadru potrivit pentru învățare. Acestea au fost proiectate după specificul fiecarei specializări, fiind echipate cu tehnologii de ultimă generație. Misiunea specifică a Academiei este de a genera și transfera cunoaștere prin formarea inițială și continuă la nivel universitar și postuniversitar a ofițerilor pentru toate armele și specialitățile militare aparținând forțelor terestre, precum și pentru beneficiari din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Oferta educațională a Academiei include, potrivit misiunii instituționale asumate, programe de studii universitare de licență și master, programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programe non-universitare. Pentru studiu individual, pregătirea temelor și pentru lucru în grup, esențială este biblioteca, un loc în care studenții militari găsesc mereu materialele necesare pentru învățare. La intrare pot consulta catalogul online, iar un sistem modern de împrumut, prietenos cu orice utilizator, se încredințează că pe masa de lucru a studentului se află cartea potrivită. Există întotdeauna și un bibliotecar care oferă un sfat sau o sugestie, mai ales când rafturile cu prea multe titluri devin intimidante. Într-un colț al bibliotecii poate fi folosit chiar și un spațiu destinat proiectelor în comun, unde viitorii ofițeri pot schimba idei și lucra la ele. Studenții militari sunt, din multe puncte de vedere, asemănători studenților civili. Ei vin în Academie la sfârșitul adolescenței, se maturizează sub ochii noștri și dobândesc comportamentul matur, responsabil, disciplinat, necesar viitorului lider militar.
ca profesor civil în mediul militar, avem aceleași cerințe ca în universitățile civile, atât la angajare, cât și ulterior pentru promovarea profesională, și anume să ne cunoaștem bine conținutul pe care îl predăm. Dar apar elemente în plus, mediul militar ne formează și pe noi ca profesori. După 18 ani petrecuți în învățământul universitar militar, pot să spun că m-a format mai disciplinată, mai riguroasă. Nu poți transmite ca profesor, nu poți forma studenții într-o direcție în care nu poți să fii un model, într-o direcție în care nu ești pregătit. Atunci când examenele îi apasă, studenții pot găsi refugiu în capela Academiei. Primesc aici, prin rugăciune, îndrumarea spirituală de care au nevoie. Iar dacă este necesară o pauză, pot vizita muzeul instituției. Ca orice alt loc din campus, muzeul este racordat la noile tehnologii. Muzeul Academiei Forțelor Terestre a fost complet schimbat după idei novatoare pe care am încercat să le impun peisajului muzeografic românesc. Pentru aceasta am utilizat cele mai noi tehnologii de expunere a obiectelor din patrimoniul nostru. Am redat momente importante din istoricul instituției și implicit din istoria militară a României, într-un mod inovativ, prin intermediul unor panouri, vitrine și infochioșcuri digitale de informare, la care vizitatorii și studenții Academiei au acces. Academia are chiar propria școală de șoferi, unde, încă din primul an, studenții pot urma cursurile de legislație, folosind și simulatoare pentru a conduce. Eliberați accelerația în momentul apăsării anteiajului. Schimbați coarda de viteză imediat superioară. Liderii militari nu se formează ușor. Un proces educațional eficient și instrucția militară de specialitate necesită facilități potrivite. Traiul în comun, aici, într-un campus în care se întâlnesc generații diferite, presupune un efort logistic impresionant. Particularitatea funcției pe care o dețin presupune asigurarea unui management administrativ performant, care vizează atât dezvoltarea bazei materiale de instrucție, cât și nevoile administrative ale instituției. De asemenea, este o prioritate pentru noi asigurarea sprijinului logistic adecvat, ținând seama de particularitățile specifice unei instituții de învățământ superior militar cu efective numeroase. Suntem preocupați de realizarea condițiilor optime de cazare, hrănire, echipare și petrecerea timpului liber pentru studenții instituției și pentru cei din universitățile partenere din străinătate. Studenților le este asigurată cazarea în spații confortabile, cu toate dotările necesare, care i-ar face invidioși pe mulți dintre colegilor din alte instituții de învățământ. Mâncarea este pregătită aici, în regim propriu. Într-o academie militară, pe lângă componenta educațională tradițională, instrucția este de maximă importanță. Aceasta începe de la pregătirea fizică inițială. Pista cu obstacolele CISM este o probă pe care nu o poate evita niciun student militar. Unul dintre locurile preferate de studenți este bazinul de înot. Aici, sub îndrumarea unui instructor, pot oricând învăța diferite stiluri de înot sau se pot antrena pentru competiții. Academia dispune de laboratoare pentru organizarea acțiunilor militare. Ele sunt integrate într-un sistem care poate reproduce condițiile reale din teren, astfel încât pregătirea ulterioară în poligon să fie cât mai eficientă și lipsită de incidente. Atunci când programul o cere, sunt organizate exerciții complexe cu toate categoriile de forțe, într-un centru de comandă digitalizat. Primul contact virtual cu câmpul de luptă nu este oferit doar de simulatoare. Studenții folosesc realitatea virtuală și cea augmentată, asistenți virtuali, programe informatice de analiză a imaginilor, motoare de căutare și sisteme de recunoaștere vocală și facială. Pe lângă faptul că folosesc tehnologii de ultimă generație, unii dintre ei inovează și chiar brevetează noi invenții. Astăzi, studenții Academiei Forțelor Terestre se instruiesc în laboratoare de specialitate,
în săli de pregătire moderne, într-un campus militar integrat, în care avem toate facilitățile de educare și instruire, dar și în poligoane de specialitate, în care am reușit pentru prima dată să interconectăm facilitățile Academiei Forțelor Terestre cu poligoanele de instrucție din Armata Română. Botezul focului se face în poligon, în Daia. Investițiile sunt evidente. Când vine vremea taberelor de instrucție, Daia răspunde tuturor nevoilor, oferind spații moderne de cazare, locuri special amenajate pentru masă și, cel mai important, un teren de instrucție care să pună la încercare pregătirea militară a studenților. Suntem încrezători că Academia Forțelor Terestre va răspunde și în viitor necesităților de formare pentru Armata Română. Suntem încrezători că suntem o instituție solidă, capabilă să răspundă cerințelor mediului de securitate actual. Academia Forțelor Terestre din Sibiu demonstrează posibilitățile instituțiilor de învățământ militar. În ultimii ani, prin investiții bine direcționate, s-a reușit crearea unui campus militar modern, semnificativ digitalizat, în care studenții își doresc să învețe și din care, la final, parcă le-ar părea rău că trebuie să plece. În unitățile militare în care vor ajunge, liderii creați și căliți la Sibiu vor avea ocazia să implementeze lucrurile de care au beneficiat. Până atunci, sunt ghidați de spiritul de camaraderie pe care și l-au însușit în poligon. La bine și la greu vor fi mereu împreună. Așa-i dat la război, am venit, dar plec înapoi, să războiul între noi. Te iubesc, dar plec înapoi, așa-i dat la război, am venit, dar plec înapoi, să războiul